Diploma de absolvire a școlii generale are multe avantaje. Oricine are o diplomă școlară în Germania are șanse mai bune pe piața muncii și își poate continua educația. În multe orașe și municipii, instituțiile de învățământ, inclusiv colegiile comunitare, oferă cursuri de pregătire pentru absolvirea primei educații generale, fosta diplomă de absolvire a școlii generale. Oricine sub vârsta de 18 ani este supus educației obligatorii, dar calificările școlare pot fi de asemenea obținute și după vârsta școlarizării obligatorii. În acest scop, partenerii de discuție sunt centrele regionale de educație. În Germania, frecventarea obligatorie a unei școli este de cel puțin 9 ani, de la vârsta de 5 sau 6 ani, în funcție de landul federal. Această școlarizare obligatorie servește misiunii educaționale a statului de a forma elevii ca viitori cetățeni. În acest scop, școlile sunt mult mai potrivite decât, să zicem, o educație la domiciliu, deoarece nu numai că au loc contacte cu societatea și punctele de vedere diferite pe care le oferă, ci acestea devin parte a experienței de zi cu zi, în asociere cu o frecventare regulată a unei școli. Cu toate acestea, există întotdeauna posibilitatea de recuperare a anilor de școlarizare pierduți prin ofertele existente de continuare a educației. Examenele de absolvire sunt gratuite. Cu toate acestea, pentru cursurile de pregătire există taxe care variază în funcție de land și curs. Cursurile de pregătire durează aproximativ un an școlar, deoarece trebuie să fie predat tot conținutul recomandat. Noii imigranți se bucură de obicei de avantajul că pot primi lecții suplimentare de limbă. Asta deoarece, pentru a obține diploma primei educații generale, este necesar un nivel bun de limbă germană. Cei care au absolvit au oportunități bune de a-și găsi un loc de muncă sau de ucenicie. Un alt avantaj? Cine și-a încheiat educația sau ucenicia cu minim nota 3 sau calificativul satisfăcător, are automat în buzunar o diplomă de absolvire a gimnaziului și astfel mai multe oportunități, de exemplu, pentru a obține o diplomă de bacalaureat în Germania. Acest lucru oferă noi oportunități. De exemplu, puteți începe să studiați la o universitate. Universitățile de aici informează regulat despre ofertele corespunzătoare. Informații privind diploma de absolvire a primei educații generale sunt disponibile la ofițerii de integrare a orașelor și comunelor, din centrele regionale de educație și din școlile populare. Acestea sunt instituții de educație ulterioară recunoscute de stat, a căror misiune include și promovarea educației.